Ieri, în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Schitul Botuș din județul Suceava și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit și un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Dintr-un prigonitor aprig al creștinilor, urmând pe Mântuitorul Iisus Hristos, a devenit un propovăduitor, vestitor al cuvintelor Sfinte Evangheliei. Și a scris multe epistole, învățături frumoase pentru fiecare om, potrivindu-se și Sfântul Apostol Petru a scris, amândoi, din inspirația Duhului Sfânt Dumnezeu, le-a dat minte, memorie, să scrie tot ce au văzut și au auzit din gura Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau din cele spuse despre Mântuitorul Iisus Hristos. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon. Într-un loc cu un peisaj mirific se află mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din comuna sau localitatea Muzeu Ciocănești. Înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen și-a făcut un obicei ca să vină aici de hram. Și cu acest prilej, după Sfânta Liturghie, în cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul a apreciat munca părintelui Protosingher Galaktion, care doar în 2 ani a ridicat aici o clădire foarte frumoasă, care să adăpostească și pelerinii și, desigur, ceea ce este nevoie la o mănăstire. Deși a fost o vreme, am putea spune, mai ploioasă, totuși credincioșii în evlavia lor nu au lăsat în această zi mănăstirea fără credincioși. Este un prilej deosebit pentru noi, pentru că adună credincioși. Veniți ca să aducă prin nos de cinstire celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, cruditorii sfinte mănăstirii noastre. Este ca un urcuș duhovnicesc, pentru că cei care ajung aici în vecinătatea munților Suhard, într-o deplinătate liniște, bună rugăciunii, urcă parcă spre un tabor, urcă către Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta a fost împlinită bucuria ei prin venirea înalt preasfințitului Pimen, care noi îi datorăm recunoștință și sfântă prețuire, pentru că a fost astăzi în mijlocul nostru. Și căutăm și noi, pe cât putem, prin rugăciunea noastră care o înălțăm, să urmăm îndemnul Sfinților Apostoli, aceea de a ne îmbărbăta și de a ne întări în credință, iar la credință să adăugăm și faptă bună, iar la faptă bună să adăugăm într-adevăr și cunoaștere, și înfrânare, și răbdare, iar la sfârșit de tot să ajungem la dragoste, aceea care covârșește toată mintea și este mai presus de orice. În această zi de mare sărbătoare am deosebită bucurie de a mă afla aici, în acest colț minunat de Bucovina, la Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, de aici, din vârful Botoșului, unde mă bucur de asemenea că sunt împreună cu sute de oameni care, în pofida vremei neprielnice, au făcut efortul de a ajunge astăzi și de a ne ruga împreună în acest minunat lăcaș de cult. Schitul Botuș cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel se află la o altitudine de 1240 de metri.